prima trupă cu muzică pentru copii care să placă și adulților, dar și cu un strop de magie. Pe mine așa m-au cucerit iremediabil de film, nici nu mai zic, și sunt sigură că sunt acolo printre voi părinți ca mine ce au fost la show-urile lor și știu că sunt minunați și nu așa pur și simplu, sunt minunații lui Verdini, iar astăzi avem marea bucurie să-i avem alături de noi chiar pe Verdini și pe Rita Iurita. Super! Ce prezentare frumoasă! Păi voi sunteți minunați. Eu chiar sunt sinceră când spun toate aceste lucruri. M-ați cucerit de la primul vostru show, da, și ce show, că am fost la show-ul vostru aniversar, când a fost toată sala aia plină și a fost energie extraordinară și am zis că trebuie să vorbim așa mai pe larg despre magia pe care voi o faceți în viețile copiilor și, bineînțeles, și viețile părinților, pentru că vreau să știu așa secretul, mă, ce ne faceți? Ce ne faceți? Punem iubire? Așa. Da. Ce facem? Suflet. Da, asta e. Suflet. Dar, în primul rând, aș vrea să spun, Rita, că noi luăm copiii în serios. Nu îi tratăm ca pe niște copii care nu știu ei, lasă că pentru ei merge oricum. Și atunci magia este impresionantă și pentru adulți. Muzica este o muzică pop, mai dulce, ceea ce o face bună și pentru copii. Nu e o abordare din asta de grădiniță, nu avem muzică de grădiniță, avem muzică cu adevărat făcută pentru întreaga familie. Și pe lângă asta încercăm să ne distrăm și să îi și invităm să discute despre subiecte sensibile, despre bullying, despre ce înseamnă să fii sau să nu fii o echipă, să ai încredere în tine, cum să faci să continui să lucrezi pentru visul tău și așa mai departe. Cam tot ce înseamnă subiect sensibil va fi atins în proiectul Minunații. Și uite, nouă ne place să spunem că împreună suntem minunații. Pentru că doar împreună cu publicul putem fi minunați. Și vreau să te învățăm salutul nostru, să-l învețe și publicul, pentru că atunci când se va întâlni cu noi să-l poată face alături de noi. Știi că eu nu pot să stau foarte liniștită pe muzica asta și ai dreptate, apropo de muzică, pentru că spuneai că e pe placul tuturor, și adulți și copii, un mix foarte interesant, pentru că este foarte catchy, da? Te prinde de la primurile acorduri, un lucru mai rar întâlnit, apropo, la segmentul ăsta pentru copii. Mie mi s-au întipărit aici în minte. Eu vreau să spun că m-o lipsit și pe colegii mei. Și le-am pus în redacție zilele trecute două piese, pur și simplu random, și am început să dansăm. Au întrebat ei, nu? Da, adică ce e asta? Păi uite, așa, 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 așa. Exact. Și am început să dansăm, știi? Adică este fascinant. Și apropo de mesaje, aveți mesaje referitoare la încrederea în sine, la tot ce înseamnă dragostea, uite, pentru familie, pentru mamă, tată, pentru bunici. Exact. Adică mi se pare că ceea ce faceți voi este extraordinar. Hai mai zi, ce facem? Salutul, haide! Fii atentă, hai să facem așa, uite, punem o mână aici, putem să ne ridicăm, asta e foarte bine. Ne-am ridicat, gata. Uite, punem o mână aici, ne spunem numele pe rând și apoi spunem și împreună suntem minunații. Super, iar asta vor trebui să strige și cei de acasă, și, da? Și platou și regia. Bun, exact. Eu sunt Verdini. Eu sunt Rita Iurita. Eu sunt Dana. Și împreună suntem minunații! Minunații!